Guvern nou cu miniștri vechi, așa pare să arate cel puțin până acum cabinetul Tudose. Liderii PSD au discutat toată ziua despre cine pleacă și cine rămâne la Palatul Victoria. Sevil Șaide, Olguța Vasilescu și Carmen Dan rămân în mod cert. Lista va fi definitivată mâine și dacă nu intervine nimic, vineri ar putea avea loc prima ședință a guvernului Tudose. Ce vă recomandă pentru funcția de premier? Nu știu, puterea de muncă. Și altceva? Experiență. Puterea de muncă nu îi convinge însă pe unii colegi ai lui Mihai Tudose. Am avut o îndoială și o am încă vis-a-vis de anvergura domnului Tudose de a conduce un guvern. Aici sunt mult mai multe aspecte. Colaborarea cu partidul, colaborarea în partea economică, în partea externă, extrem de importantă. Mulți dintre miniștrii cabinetului Grindeanu ar urma să fie reconfirmați pe funcții. Își păstrează mandatul inclusiv miniștrii care la evaluarea ce a declanșat oficial moțiunea de cenzură nu au avut nicio realizare sau foarte puține. Vicepremierii Sevil Șaide și Grațiela Gavrilescu îl vor seconda și pe Mihai Tudose. Carmen Dan, Olguța Vasilescu și Petre Daia aproape sigur vor rămâne în funcții. La fel Răzvan Cuc și Rovana Plumb. Ar mai fi totuși ceva discuții cu privire la soarta ministrului justiției Tudorel Toader. Există posibilitatea ca Tudorel Toader să nu mai fie ministru al justiției în următorul cabinet? Cred că sunt surse proaste. Domnul Tudorel Toader este ministru sau ministerul justiției, mai bine spus. Este un minister care este asumat de PSD. Se va schimba titularul de la educație. Opțiunile principale ar fi rectorul ASE București, Nicolae Istudor, și fostul ministru Ecaterina Andronescu. Senatoarea PSD de Maramureș, Sorina Pinta, ar putea prelua sănătatea, iar senatorul PSD Viorel Arcaș, finanțele. Ministrul al economiei ar putea deveni deputatul PSD Gheorghe Șimon. Coincidență sau nu, vestea a dat-o la momentul moțiunii de cenzură chiar Sorin Grindeanu. Domnul Șimon are o gură foarte mare pentru că i s-a promis post de ministru. După ce lista cu guvernul va fi definitivată și votată în Comitetul Executiv al PSD, va fi trimisă la Parlament. Miniștrii propuși trebuie să fie audiați de comisiile de specialitate. Apoi, întregul guvern merge în plenul reunit al Camerei și Senatului pentru votul de investitură. Iar în final, miniștrii depun jurământul la Cotroceni și își preiau oficial mandatele. Partidele din opoziție rămân consecvente cu poziția exprimată la consultările de ieri de la Palatul Cotroceni. Vor vota împotriva investirii guvernului Tudose în Parlament. Dar în timp ce PNL consideră că președintele țării a luat decizia corectă acceptând nominalizarea lui Mihai Tudose în funcția de premier, USR susține că șeful statului nu are calitățile necesare pentru această poziție. Decizia de a stopa această criză și de a nominaliza propunerea de premier care are în spate și o majoritate parlamentară declarată, este una corectă și în total acord cu ceea ce așteaptă oamenii. Nu știu, mă gândesc că domnul Iohannis vrea să-l facă de rușine, că altfel nu-mi explic motivul pentru care l-a nominalizat pe domnul Mihai Tudose.